Am fost la tir, la poligon și ne-am antrenat pentru că, da, urma să filmăm niște secvențe destul de periculoase în care ne-am gândit noi, dacă nu ținem mâna bine pe pistol, dacă nu împușcăm bine, ce o să zică oamenii de acasă, oamenii care se pricep? Ce o să zică oamenii de acasă? Pentru că nu mai aveam pe Piștereanu care făcea asta în mod regulat și ne învăța. Și așa am zis că trebuie să ne descurcăm singure. Da. Acum George era instructorul vostru, cum da. S-ar zice. Da, da, el ne mai spunea cum e bine, că nu e bine să ții mâna, să ții degetele pe trăgaș direct, că trebuie să ții degetele așa. Pe lângă faptul că eu am, la vârsta fragedă de 14 ani, am câștigat pe tabără locul întâi la tras cu pistolul și cu Kalashnikovul. Eu la fete, fratele meu la băieți. Și toată lumea ne-a întrebat ce faceți voi acolo acasă? Ce faceți voi acolo acasă? Așa s-a întâmplat. Se pare că e ceva în sânge, într-adevăr. Era prima oară atunci când puneați mâna? Eu da, fratele meu nu știu, dar eu sigur da. Eu da, la 14 ani. De atunci, de la 14 ani, ai mai tras cu pistolul până la Vlad? Adică n-ai mai avut niciun rol care să implice această recuzită? Ba da, în Daria iubirea mea am jucat, la un moment dat era o situație în care trebuia să împușc pe cineva, ratam, pentru că aveam 18 ani și mi-era foarte frică și stăteam efectiv cu pistolul așa și cred că am și închis ochii. Acum că mă întreb, într-adevăr, am tras și atunci odată cu pistolul, dar nu se poate compara experiența aia ce am filmat atunci cu ce am filmat acum în Vlad. Am întrebat-o și pe Monica și te întreb și pe tine, când mergi la tir, pentru că acum, spre exemplu, cred că ați făcut-o mai des pentru a vă documenta pentru film, ți se pare că te relaxează, te detensionează, e cumva simți ceva când pleci de acolo sau pur și simplu este doar pentru rol și vezi totul ca o documentare propriu-zis? Noi așa am crezut, că o să ne ducem acolo doar pentru rol, dar în momentul în care tragi prima dată, este o senzație foarte, foarte ciudată de prea multă putere. Senzație care pe mine m-a speriat îngrozitor de tare. Am tras prima dată și am simțit că mă năvălește din podea până în vârful capului o senzație de putere atât de mare, de putere încât m-a speriat. Am zis, îmi venea să pun pistolul, mai aveam încă 49 de gloanțe acolo de tras, dar mi-a venit să las pistolul și să zic, chestia asta este foarte periculoasă, este o senzație mult prea plăcută și eu vreau să las pistolul aici pentru că nu vreau să mai experimentez asta. Nu e doar, tu simți și tu că nu e doar un antrenament pentru un rol. Simți în tot corpul, pe bune, niște senzații cu care trebuie să ai foarte mare grijă.